În această perioadă au loc zilele Bibliotecii Nicolae Iorga din Ploiești. Reprezentanții instituției au organizat cu acest prilej diferite activități, de la conferințe, lansări de carte până la expoziții. Se împlinesc 103 ani de la înființarea celei mai mari biblioteci din Prahova. Așa cum scrie presa vremii, încă de la începutul secolului 20 s-a hotărât, s-a dorit ca și urbea noastră a Ploieștiului să aibă o bibliotecă. Și intelectualii vremii din acea perioadă s-au implicat în strângerea de fonduri și chiar și în donația unei clădiri. Așa că au hotărât ca biblioteca să fie înființată și să găzduită în Palatul Băii Municipale. De atunci undeva exista și o tipografie Lumina, deasupra tipografiei Lumina. Numele bibliotecii a fost dat de grupul respectiv de intelectuali ca un omagiu la împlinirea a 50 de ani de la nașterea savantului Nicolae Iorga. Îl avem pe colecționarul de artă, omul politic Ion Ionescu Chintus, avocatul Nicolae Pârvulescu, profesorul Dumitru Munteanu Râbnic, scriitorul Ioane Basarabescu și alții oameni de inimă și suflet care s-au implicat în evoluția acestei instituții. Așa că sub primariatul arhitectului Toma Socolescu, acești intelectuali au hotărât ca tânăra instituție să aibă și un nume și Biblioteca Populară Nicolae Iorga. Anul trecut, Biblioteca Nicolae Iorga a avut peste 13.000 de cititori. Biblioteca și-a început timid activitatea cu 1250 de volume, a crescut frumos, în 1948 avea peste 16.000 de unități biblioteconomice, în 1990 deținea în fond peste 335.000 de unități biblioteconomice și astăzi ne bucurăm de un fond de patrimoniu de peste 540.000 de unități biblioteconomice. Bineînțeles, au loc și epurări de fond, să nu se creadă că noi doar cumpărăm și depozităm. Conservăm cartea care este în ediție limitată, în număr mai mic de exemplare și înlocuim exemplarele vechi cu edițiile noi care apar. Printre cele mai vechi volume din colecția Bibliotecii Nicolae Iorga se numără Cazania lui Varlaam, imprimată la Iași în anul 1644, și Biblia lui Șerban Cantacuzino din 1688.